ce generează cererea de monedă, știi? Și aici putem să ne întindem destul de mult, adică teoretic depinde de la teorie la teorie, da? Dar ideea e că cererea de monedă o generează preferința vânzătorilor de bunuri și servicii pentru acea monedă, da? Da, De tu yes. dacă, de exemplu, te duci să cumperi, uite, din Venezuela, da? Ok, și te duci să cumperi cu bolivar, s-ar putea vânzătorii de acolo să zică, nene, e în dolari, nu e în bolivar. Știi, uite, pe vremea lui Ceaușescu, da? Să cumpărau chestii și pe dolari, că lei nu erau așa de convertibili din punctul ăsta de vedere. Cea mai bună monedă Nu? în Ceaușescu era Kentu. Kentu, da. Care era convertibil, Kentu Servicii care era medicale, mai servicii. convertibil ca leu. Și deci dacă avem de obicei exemplu că Monede forte. că în închisori țigările sunt un Sunt ban, monedă, da. îți dai seama în ce hal comunismul era o închisoare, încât Kentu la nivel de societate era un ban, era o unitate de Era o servitudine. închisoare toată țara. Da.